Andrei Nicola și familia sa au ales să se întoarcă în România după 14 ani petrecuți în Londra. Au lăsat luxul și s-au mutat într-un sat din țara noastră și au dorit o viață mai simplă și mai autentică pentru copiilor. Din banii obținuți din vânzarea celor două case din Londra și-au cumpărat vaci, rasa Angus și au făcut o fermă. După 14 ani petrecuți în inima Londrei, Andrei Nicola și familia sa au ales să se reîntoarcă la origini, mutându-se într-un sat din România, în căutarea unei vieți mai simple și mai autentice. Românii au povestit aventura întoarcerilor la coada vacii, cum susține Andrei Nicola. Nu ne este dor de banii din Londra și de stilul de viață de acolo. Trăiam ca și cum eram tot timpul băgați în priză. Stăteam ore în șir, blocați în trafic, aglomerat și vedeam cu ochii noștri că lumea în jur era la fel de stresată ca noi. Nu ne este dor de așa ceva. Am mărturisit conațional. Au renunțat la lux pentru o viață simplă. Andrei Nicola, original din Maramore, și-a emirat în Marea Britanie în 2009, unde inițial a lucrat ca muncitor necalificat pe șantierele din centrul Londrei. În timp, datorită educației sale și a muncii asiduă, a reușit să avanseze profesional până la poziții de conducere într-o companie de renume, specializată în renovarea și amenajarea interioară a restaurantelor și birourilor din zona centrală a Metropolei Britanice. Succesul său alături de celal soții, le-a permis să dobândească o viață de invidiat două case în Londra, mașini, haine de firmă, vacanțe și mese în restaurante de top. Acolo, cu banii obținuți din vânzarea proprietăților londoneze, au cumpărat vaci rasa Angus și au fondat Tower Farm Transilvania, o fermă care promovează un stil de viață sănătos și sustenabil. ne am mutat în România, în primul rând, pentru copii și pentru o viață de familie mai frumoasă. Bunicii copiilor, străbunicii copiilor și majoritatea familiei sunt aici. Din păcate, în ziua de azi, bătrânii românilor mor prin azile sau mor de dorul copiilor plecați în străinătate. Noi nu vrem așa ceva în familia noastră, a explicat Andrei. Relatează click.ro.